În față puteți să o vedeți pe firguța. Tot timpul stă pe lângă mieluți. Așa sunt mieluții care au fost fătați pe timpul vării. 4 mieluți și berbecașii, 2 berbecași. Berbecașii din primăvară nu au fost duși la oi. Acești 2 berbecași nu au fost duși la oi pentru că sunt prea mici și sunt din primăvară și e prea devreme să le dai drumul să mărlească. Nu s-a riscat să-i ducem la oi, pentru că dacă mergeau la oi, puteau să fie răniți de berbeci ceilalți mai maturi. Sau bătuți, în cel mai rău caz, și să le provoace o rană de la care se poate să moară. Ei încă sunt cruzi, numai la anul o să poată să mărlească, dar au rămas acasă, aici au mâncare din belșug, fiecare dimineață și seară primesc covată, o să-și revină și o să se facă mieluți puternici. Ceilalți berbeci mai mari au coarne, bineînțeles. Sunt și berbeci pe care pe aceștia nu-i cunosc. Acești berbecași au crescut și cu ceilalți 2 berbeci mai mari al lui domnul Vasile. Cu băia nu cred că erau probleme, dar mai sunt și alți berbeci care s-ar fi putut să îi lovească. Cum am mai zis, să le provoace poate o rană urâtă și de acolo să... Doamne ferește, să moară sau alte lucruri care se pot întâmpla. Firga nu are un pic de stare, după cum puteți să vedeți. Tot timpul este în mișcare, ba lângă oi, ba un pic mai departe de ele. Uitați. Hai tu frumoasă, hai firguța, hai aici. Hai tu! Hai tu! Firguța! Stop! Bravo! După cum vedeți, acasă la Săivan au mai rămas berbecaș și 2 berbecași și 4 mieluțe. Restul a fost duse la turmă în munte. Mieluțele care au fost din primăvară, care au fost duse să se mărlească pentru că s-au dezvoltat foarte bine și de ce nu? Poate să facă și un mieluț la primăvară. Mielul băl este de la prietenul meu, Dănuț, de la Negreștioaș, după cum am mai repetat și în alte videoclipuri. Un berbecaș de viitor care promite multe, apoi să sperăm că o să fie sănătoși,
Să sperăm că o să fie sănătos. Asta e cel mai important, să nu se întâmple ceva cu el. După cum puteți vedea, numai pe berbecaș a pus clopote, să nu cumva să iasă din gardul electric și să nu-i mai găsească. Dacă ies, vă dați seama că se aud clopotele dacă au mers un pic mai departe de zona asta. Și e mult mai ușor ca să-i găsim. Miei sunt foarte blânzi, mă pot apropia foarte aproape de ei. Nu fug. Domnul Vasile tot timpul a vorbit cu ei, i-a chemat la el. Și așa am învățat niște animale foarte blânde. Dragu, ce faci, mă, băiatule, mă? Un pine foarte frumos, foarte cu minte. Ursa, hai tu, ursa. Ce, bă? Imediat îți vin la rândul să fii dezlegată. Imediat. Imediat vine seara și o să fii liberă. Ursa! Hai, Ursa! În față puteți să vedeți o parte din baloți care au fost acoperiți cu paie și cu celofan. Acum celofanul a fost tras jos ca să se mai zvânte un pic fânul. În față puteți să vedeți alți baloți cu fân pentru oiță să aibă la iarnă mâncare. În locul unde au fost miei s-au pus o parte din baloți. E plin până sus, sub tablă. În față puteți să vedeți cireșii, care ne prezintă primele semne de toamnă. Frunzele au îngălbenit, au căzut jos o parte din ele.